Bună dimineața, pace, metanoia, bine ați venit împreună la închinare. O zi frumoasă, friguroasă afară, dar caldă în inimile noastre. O zi în care, sigur, venim cu toată încărcătura din timpul săptămânii, dar vrem ca împreună să ne închinăm lui Dumnezeu, vrem ca împreună să ne apropiem mai mult de Domnul, vrem ca împreună să-i cântăm lui slavă, să ne închinăm prin cântare, să ne bucurăm de prezența noastră a fiecăruia. Fiți binecuvântați de Domnul. Aș vrea să ne ridicăm și să citiți împreună cu mine. Acum, sigur că îl știm pe de rost pasajul, dar cel puțin când sunt aici, totdeauna mă pierd mai mult, așa că am solicitat lui Andy să avem și textul care îl citim împreună din Psalmul 23. Într-o vreme în care îi fi multă frământare, cred că cuvântul lui Dumnezeu ne oferă multă pace și liniște atunci când medităm la El. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Doamne, în dimineața asta, încă o dată, vrem să ne ascundem în Tine, Doamne, pentru că Tu ești păstorul nostru, Tu ești Cel care ne ocrotești, Tu ești Cel care ne oferi protecție și pace și liniște într-o lume tulburată și ne oferă în inimile noastre. Doamne, îți mulțumim că pe Tine Te avem și în Tine ne putem pune încrederea și Te lăudăm pe Tine, că nimic nu este ca Tine, că niciun alt Domn nu este ca Tine, că ești Domnul steagul nostru, Domnul biruința noastră. Te rugăm, Doamne, să ne însuflețești inimile, sufletele, ca să trăim pentru Tine în fiecare clipă. Amin. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare și foarte, foarte vrednic de laudă, El este de temut, mai presus de toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerul.
Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Iisus, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Iisus, la slavă-i renunțat. Iisus, în lume.
fără să-L fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Iisus este mai presus de toți domnii și împărații pământului. Iisus este motivul nostru de a trăi. Și din cauza asta, ne adunăm împreună, din cauza asta ne propunem lucruri împreună. Și o să, în următoarele momente, o să avem câteva mesaje de la niște frați iubiți ai noștri. Dar înainte de asta, o să vă rog să împărțiți. Vreau să vă uitați. Sunt lucruri care ni le-am propus pe anul acesta pentru noi ca și biserică. Și motivul nu este ca să fim mai breji decât alții, să fim deasupra altora, ci pentru că Iisus este Domnul nostru și ne provoacă. Nu ne lasă să stăm liniștiți în lumea asta, dacă cu adevărat Îl iubim. Și de aceea, încă o dată, vă aducem aminte. Ce ne gândim pentru lucrurile astea? Ce ne gândim noi că ar fi bine să facem? La ce vă chemăm ca împreună să slujim? Să slujim pe Iisus Domnul nostru, Iisus Salvatorul nostru, Iisus Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Iisus, Cel care ne-a salvat pe fiecare dintre noi. Uitați-vă, ne rugăm în continuare pentru ele. Și sigur, sunt doar lucrurile care, așa cum vedem noi în momentul acesta, anul acesta, ne le propunem să facem împreună, să slujim împreună și să vă chemăm și pe voi. Dar pe lângă acestea, totdeauna Dumnezeu ne oferă surpriză și sigur și în dimineața asta o să aflați și de surpriză sau poate nu sunt chiar surprize, dar erau lucruri care noi nu le-am programat dinainte. Așa că în momentele următoare aș vrea să urmărim doi frați de-ai noștri, iubiți, care, chiar dacă nu sunt aproape de noi fizic, sunt aproape de noi în inimile noastre, după care o să rog pe Iunia sau Daria, care vă hotărâți voi, să veniți în față și o să vedeți de ce vă rog pe voi. O mai rog pe Ani Bocșa să fie pregătită și pe ea o să vadă ea de ce
O solicit pe ea să fie pregătită pentru rugăciune. Haideți să vedem mesajele. Dragă Biserică Metanoia, suntem aici astăzi, în seara asta. E 5 martie 2022 cu... 5 jura. Da, toți jura care trăim acum în un anul de... Aiana Maria, Bogdan Ariuna, Cristina Ariuna și Adriana. Și tu. Eu, Marius. Vă mulțumim, dragii noștri, pentru tot ajutorul pe care ne-l acordați, pentru susținerea voastră, atât financiar cât și în rugăciuni, pentru telefoanele care le primim de la voi ca să aflați cum suntem și asta ne încurajează foarte mult. Și așteptăm cu nerăbdare, cu ajutorul Dumnezeu, să ne vedem la vară. La sfârșitul mai planificăm să venim acasă și așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu voi. Am vrut să spun că mulțumesc că dați la noi bani și cu noi e totul bine. Mă cheamă Ana Maria și eu am 5 ani. Eu sunt cea mai mică din familia asta și eu vreau să vă cunosc și mulțumesc. Mulțumesc și eu vouă că ne ajutați pe noi financiar. Pentru mine cred că e foarte important că putem să trăim aici, că avem bani să rămânem în Bureație. Mulțumesc! Probabil că anii care au trecut, ultimii 2-3 ani, n-au fost deloc cei mai ușori din multe puncte de vedere, nici pentru voi, nici pentru noi. Trecând prin pandemie, prin COVID, bolnavi, restricții, mulțumim lui Dumnezeu că cel puțin noi aici, în general, am avut parte de întâlniri la biserică, cu biserica. Am avut întreruperi, poate toate adunate, de vreo 3 luni de zile. Mulțumim mult că v-ați rugat și în ultima perioadă, când noi ca familie am trecut printr-o perioadă grea pentru noi ca familie, că vă rugați în continuare. Vă mulțumim că vă rugați în perioada asta tare grea și tulbure, care au început așa de ani de zile, să zicem așa, din 2014 mai mult, dar care de câteva zile, de o săptămână, aproape 10 zile, e la un nivel de la un nivel la care nu a fost până acum, Ucraina și tot ce se întâmplă acolo, nu e ușor nici nou tot timpul ăsta aici. Mulțumim că sunteți alături de noi în perioada asta. Avem copii care sunt la școală înscriși aici. Bogdan în clasa a 5-a, Cristina în clasa a 8-a. În mai ar trebui să gate fiecare anul ăsta școlar și ne-am dorit să încercăm să rămânem până în luna mai ca ei să poată să gate anul școlar. Să sperăm că situația din lume, situația din Rusia, situația dintre Ucraina și Rusia nu ne vor afecta așa de mult încât să nu putem să rămânem până atunci. Rugați-vă pentru asta. Rugați-vă pentru că e foarte greu la toate nivelurile, și spiritual, și emoțional, și psihologic. Cel puțin pentru mine o perioadă extraordinar de grea. Dar sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să trecem prin ea. Vă mulțumesc și eu în numele familiei noastre și în numele celor două fete care nu sunt acum aici cu noi, dar care încă în mare, fiind studente, sunt sprijinite de familia noastră și sprijinite și prin ceea ce Biserica Metanoia ne dă lună de lună, de aproape 10 ani de zile. Vă mulțumim din inimă pentru inima voastră largă, vă mulțumim din inimă pentru rugăciunile voastre pentru noi și vă cerem să vă rugați în mod special în perioada asta grea și tulbure, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune
în tot ce avem de făcut, în ce vorbim, în ce spunem. Poate că de multe ori emoțiile vrea să prevaleze, poate peste înțelepciune au și ele locul lor. Rugați-vă să aibă Dumnezeu milă de noi și să ne ajute să trecem prin perioada asta cu ajutorul Lui. Fiți binecuvântați și, așa cum spunea Adriana, sperăm din toată inima să putem ajunge în țară și să ne vedem la vară. Aveam de gând să venim la sfârșit de mai, pentru că pașapoartele copiilor noștri care sunt aici cu noi acum expiră în luna iulie și avem nevoie să reînnoim aceste pașapoarte. Vom vedea ce căi vom mai găsi să mai ajungem. Să sperăm că vom găsi o cale. Poate prin Asia Centrală, poate altfel, zburând cu avionul pe acolo, altfel, nu știm. Că totul e într-o necunoscut, așa foarte neprevăzut, e foarte greu să faci planuri acum. Era greu să facem planuri și în vremea COVID-ului, ne tot gândeam cum să vedem, granițe închise, mașină, altfel. Dar Dumnezeu cred că va deschide o ușă și vom avea o cale deschisă de El să putem ajunge la vară în țară. Fiți binecuvântați și mulțumim din toată inima încă o dată. Pa! Și vă iubesc și eu. Încerc să fac și eu școală acasă. Și încă o dată am vrut să spun că vă iubesc. Pa! Pace metanoia, da? Pace tati. Pace. Bun, pace metanoia. Pace. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc pentru posibilitatea de a putea să vă salut și de a putea să vă transmit un mesaj de aici, din sudul țării. Dintr-un loc care cred eu că a devenit drag pentru metanoia și pentru frați și pentru surori. Este o bucurie să știm că putem avea parteneri de slujire în România și mai ales acolo, în vestul țării. Vreau să vă povestesc câteva lucruri despre ce s-a întâmplat anul trecut și poate acum 3 ani. Dar cred că cel mai bine o să încep cu ce s-a întâmplat acum 3 ani, atunci când fratele Daniel Fâșie împreună cu echipa au ajuns la noi și chiar și pentru mine a fost un pic așa surprinzător, nu știam exact la ce să mă aștept, dar am văzut că Dumnezeu a lucrat și în zilele în care am ieșit efectiv acolo în spatele blocului și am stat în mijlocul oamenilor, au fost momente în care s-au adunat foarte mulți oameni și mulți au putut să audă Evanghelia. Chiar în ziua când am început să ne întâlnim în oraș, pentru că am făcut în două locații, dar când am făcut în oraș, a fost o experiență interesantă și de acolo Dumnezeu a lucrat foarte mult, pentru că un tânăr s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit, fratele Sorin, în urma lui s-a pocăit șefului, apoi colegului, apoi soția lui și astăzi fratele Sorin s-a mutat cu familia, cu casa, într-o localitate unde cu ajutorul Domnului dorim să începem și acolo să avem o misiune. Este unul din proiectele pentru care ne rugăm și pe care sperăm ca Dumnezeu să ne dea ajutor și să putem începe lucrul. Sunt multe, multe amintiri frumoase, multe evenimente frumoase, unele mai triste, dar e o bucurie atunci când suntem vizitați, când suntem slujiți, noi și Domnul, și ne bucurăm tare mult că sunteți aproape de noi cu inima și nu ne iubiți numai cu gura și, eu știu, numai prin cuvinte, ci cu adevărat am simțit dragostea atât prin fapte cât și prin adevăr și vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Vreau să vă transmit și un verset pe care îl găsim la Evrei, în capitolul 6, versetul 10, care spune că și Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți, mai ales pe cei din Călăraș. Și vă mulțumesc cu această ocazie și
Mă rog eu, ne rugăm noi ca biserică, ca Dumnezeu să dea și mai mult har viitoare întâlniri, să putem să slujim cu mai multă bucurie pe Dumnezeu. Probabil că vom merge pe aceeași structură, îmi doresc să avem iarăși un eveniment printre copii, tineri, adolescenți, chiar și printre părinți, tot aici la Călăraș, tot în, pe același teren. Probabil că aș vrea să ne putem deplasa și la Sorin în localitate și acolo să putem demara poate pentru o zi ceva. Îmi doresc să putem ajunge și la Jegălia și la Roseți. Oportunități de slujire sunt foarte numeroase, sunt bogate, numai că oamenii sunt cei de care avem nevoie, de, poate de copii dumneavoastră, poate de dumneavoastră. Mă bucur tare mult de relația pe care o am cu fratele Daniel Fâșie, prin faptul că mi-e frate, mi-e prieten, ori de câte ori am o nevoie, o problemă, îl pot suna, îl pot contacta, îi pot spune de nevoia mea și lucrul acesta mă ajută foarte mult. Vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul pe care ni l-ați oferit și în perspectiva aceasta a achiziționării unui microbus nou, am reușit cu ajutorul Dumnezeu să achiziționăm un microbus second hand, dar de o calitate, dacă pot să spun așa, mai bună sau de o stare tehnică mai bună, fiind mai nou, fiind mai curat. De aici până vă rog ca Domnul să ne dea resurse să-l întreținem și să fie cu adevărat de folos pentru lucrarea lui Dumnezeu. Eu vorbesc foarte mult, cred că și Emma poate ar vrea să spună ceva dacă ar avea mai multă îndrăzneală, dar mă lasă pe mine mai mult să vorbesc și mă și bucur de lucrul acesta, dar mi-aș dori uneori să povestească și ea. Aștept cu nerăbdare să vină vara, aștept cu nerăbdare să ajungeți și aștept cu nerăbdare să vedem cum Dumnezeu va lucra în mijlocul nostru, prin dumneavoastră, prin ceea ce se va întâmpla anul acesta la Călăraș. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte în calul lui de biruință. Amin. Rămânem așa așezați și le rog pe Ani, pe Daria sau Iunia, care v-ați hotărât, cred că ați înțeles de ce v-am chemat pe voi și care-i mobilul rugăciunii și noi ne alăturăm lor în rugăciunea asta pentru frații noștri. Doamne Iisuse, vin înaintea Ta și îți mulțumesc, Doamne, pentru misiunea de la Călăraș, Doamne, îți mulțumesc pentru că vara trecută am putut să mergem să slujim acolo, Doamne, te rog să îi binecuvintezi pe cei de acolo, Doamne, te rog să îi binecuvintezi în special pe familia Crânganu, Doamne, pe Andrei și pe Emma, Doamne, și pe soția lui, Doamne, te rog, fă-i o binecuvântare acolo unde i-ai pus, Doamne, întărește-i Tu, Doamne, cu tot ce au nevoie, Doamne, te rog să fii și cu lucrarea de acolo, Doamne, să aduci Tu oameni, Doamne, care să fie deschiși, să lucreze acolo, Doamne. Te rog să fii și cu fratele Sorin de acolo, care vrea să înceapă o nouă misiune în localitatea lui, Doamne, să-i dai Tu tot ce are nevoie, Doamne, și îndrăzneală să poată să ducă Evanghelia Ta și acolo. Îți mulțumesc pentru toți copiii și oamenii care au auzit cuvântul Tău, Doamne, la clubul de 5 zile, Doamne. Te rog să fii cu ei acolo, să-i păzești în continuare, Doamne, și să nu uite ce a auzit. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai promis că întotdeauna vei aduce rod și că cuvântul Tău nu se va întoarce fără rod. Amin. Amin. Mulțumesc și eu, Doamne, dimineața asta pentru că suntem aici la închinare și suntem împreună și mulțumesc pentru prezența Ta în mijlocul nostru. Aș vrea, Doamne, să o faci simțită fiecăruia dintre noi. Venim, Doamne, înaintea Ta și Te rugăm în dimineața asta ca să Te înduri în primul rând de Ucraina, Doamne, și de ceea ce este acolo. Te rog să dai protecția Ta și ocrotirea Ta. Mă rog, Doamne, să ne ajuți ca să avem inima deschisă pentru cei din jurul nostru, pentru frații noștri de acolo și pentru aproapele nostru. Aș vrea, Doamne, acum să Te rog să Te înduri și să binecuvintezi familia Giura. Amin. Te rog să-i protejezi, te rog să pui mâna Ta, să pui îngerul Tău în prejurul lor ca să-i păzească și să-i ocrotească. Mă rog pentru fiecare care este trecut pe acea listă, pentru Cornelia, pentru
pentru Dani Șerb și pentru toți cei care sunt pe acea listă. Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi pe fiecare în lucrarea care au de făcut. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi și tabăra de la Vârfuri și ceea ce va fi în continuare anul ăsta. Te rog, Doamne, să scoți oameni și dornici pentru lucrarea Ta și pentru a răspândi Evanghelia Ta. Mulțumesc, Doamne, că toată puterea este la Tine. De aceea Te rugăm, Doamne, ca să ne dai înțelepciunea și dragostea față de cei din jurul nostru, ca să putem să răspândim cuvântul Tău acolo unde suntem. Ajută-ne să fim bune exemple. Te binecuvântăm și lăsăm, Doamne, ca și Te rog să dai revărsare de har și în dimineața asta peste cuvântul Tău, oriunde se vestește, unge, Doamne, robii Tăi, toarnă harul Tău peste fiecare și dă-ne urechi și inimi deschise și minți înțelepte ca să putem să ascultăm și să facem voia Ta. Și îți mulțumim pentru biruință în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Și pentru că ziceam că noi ne facem planuri în privința slujirii și Dumnezeu ne face surprize. Nu totdeauna îs foarte plăcute, dar îs surprize în slujire. De aceea rog pe Dia o surpriză care nu era programată în anul ăsta în slujirea noastră ca biserică, dar o știți deja de o săptămână, cel puțin. Aș vrea să auzim de la Dia un pic despre posibilitatea asta de slujire. Hai, Dia, te rog. Pe lângă multitudinea de informații pe care o primim pe toate canalele de știri și în media virtuală, cred că foarte concludentă pentru noi ca și biserică este informația pe care încercăm să vă transmitem prin grupul bisericii. Ați văzut acolo suficiente imagini, poze, informații, videouri scurte cu implicările concrete ale noastre ca și comunitate și ca și biserică Metanoia și ale comunității de Arad. Mulțumesc pentru răspunsurile imediate și atunci când transmit că acum este nevoie, înseamnă acum, nu peste 2 ore, peste 5 ore, și mulțumesc că în cele mai multe cazuri sau în toate cazurile de până acum, reacția Bisericii Metanoia a fost instant. Dumnezeu lucrează prin oameni și de data aceasta s-a văzut. Vreau să apreciez reacția, răspunsurile pe care le primim din partea fraților. Vreau să vă asigur că toate sunt foarte bine primite. Funcționăm într-o rețea organizată cu păstori și misionari sau persoane, contacte directe ale mele sau ale celor 2 sau 3 cu care sunt în echipă pe comunitatea de Arad, contacte directe care sunt în vămi, oameni pe care, dacă nu-i cunosc eu, îi cunosc ceilalți 2 sau 3. Prin urmare, toate cazurile care vin înspre noi vin pe aceste canale. Sunt oarecum verificate în măsura în care suntem în stare să le verificăm. Vă spunem că ați văzut în ce fel putem ajuta. Putem ajuta în primul rând, dar nu numai, prin rugăciune. Rugăciunea constantă și postul la care suntem chemați trebuie în zilele acestea să ardă cu foc inima noastră. Am văzut cum Dumnezeu răspunde și răspunde concret. Putem ajuta cazând sau oferind mâncare. Pot să vă spun că până la momentul acesta, deci până astăzi dimineață, din informațiile pe care am reușit să le adun, numai prin comunitatea noastră, au fost cazați în tranzit 81 de persoane sau ajutați 81 de persoane. Nu știu cât suntem aici, dar dacă ar trebui să ridic în picioare 81 de persoane și v-ați uita în stânga și în dreapta, e aproape cât intră într-o duminică dimineață la noi în biserică. Oameni care au primit masă, un pat cald și au fost ajutați să ajungă după aceea mai departe la frontieră. E mult, e puțin, judecați dumneavoastră. Ce știu sigur este că e doar începutul. Sunt familii din biserica noastră care se implică concret, acolo avem un grup separat, nu primiți toate informațiile acestea pe grupul bisericii, avem un grup separat unde cei care s-au înscris că pot să cazeze primesc tot ce trebuie să știe despre respectivele cazuri. Concret, de multe ori primim informații parțiale, vin grupuri de 5, 7, 12, 13, pe când ajung se fac 25, ni se spune că ajung la ora 7 în funcție de cum reușesc să tranziteze România.
N-ajung la 7, nu ajung nici la 10 sau la 11, nu ajung nici la 1 noaptea, ci ajung la 4 jumătate dimineața, cum a fost cazul, de exemplu, ieri noapte. Dar frații și surorile sunt activi și sunt pregătiți să primească musafirii pe care Dumnezeu cred că îi trimite în casa noastră la momentele acestea. Cazarea implică și o doză de nesiguranță și un risc, da, dar cum spun, încercăm să le minimalizăm discutând concret cu cei care îi le trimit. Nu știu dacă e momentul acum fizos să povestesc despre situația de foarte pe scurt, vreau să vă relatez un caz fără detalii de nume prea multe. Unul dintre grupurile care a venit la noi, un grup de 7, vine pe filieră din București de la prietenii noștri care funcționează acolo. Alina Fizite ne-a sunat, am un grup de 7 care trebuie să ajungă să tranziteze România și să-i cazați la Arad. Părea aparent simplă cererea, evident avem unde să cazăm 7. Erau în ambasadă la momentul acesta, au plecat în jurul prânzului vineri de la București, trebuiau să ajungă 7-8 în Arad. Și acum au intervenit problemele. Grupul era compus din 2 mașini, coaje de mașini, după informațiile pe care le-am primit ulterior, cu un domn de 70 și ceva de ani care conducea una dintre mașini, cu un domn de 60 și ceva de ani care conducea cealaltă mașină, care nu vorbeau deloc engleză, franceză, germană, nicio altă limbă în afară de ucraineană, și cu un domn în vârstă, care era și șofer, cum spun, care vorbea 2-3 cuvinte de limba română, atât încât abia am reușit să mă înțeleg, să-mi spună că sunt 2 mașini și că sunt 7 oameni. Au pornit din București cu hartă scrisă, nu știu să citească telefoanele, nu știu să citească litere latine, ei sunt doar pe chirilice. Imaginați-vă că au pornit la drum și la un moment dat, la ora 6 seara, i-am pierdut. 3 ore jumate n-am mai știut nimic de ei, n-am reușit să comunicăm sub nicio formă, nu răspundeau la niciun telefon, aveau doar o cartelă de România. I-am pierdut 10 de telefoane cu cei din București, cu Vyacheslav, cu unii și cu alții, să încercăm să dăm de ei. Nimic nu s-a întâmplat până după 9 jumate pe la 10, când am abandonat, am zis, Doamne, sunt în mâna Ta, nu putem să mergem să-i căutăm pe stradă. La ora 10 mi-a răspuns domnul speriat la telefon și a zis, Nicolae se numește, nu-i nicio problemă să vă divulg numele. A zis Nicolae, pierdut Andrei, ninge tare, nu știm unde suntem. Și îmi dă pe telefonul lui pe un alt tip, un bărbat mai tânăr după voce, care îmi spune, Doamnă, îi urmăresc pe autostradă de câțiva kilometri buni, am văzut că circulă haotic, nici măcar nu reușesc să țină linia de mers. Am mers în spatele lor, acum au oprit într-o parcare și acum am ajuns aici și vorbesc cu ei, am vrut să le ofer cafea și mâncare și nu înțeleg ce spun, nu știu dacă pot să le ofer de mâncare. Îl întreb, dumneavoastră, cine sunteți? Zice, n-are importanță. Am intrat în alertă, zice, vin la Arad, mi-au spus că atât au înțeles, că vine la Arad și a găsit numărul meu de telefon pe harta lor, imprimată. Vin la Arad. Vorbind cu el, i-am spus, suntem o biserică, suntem organizați, încercăm să ajutăm, Dumnezeu este cu cei care au nevoie acum de ajutor. Când a zis biserică, când am spus biserică, a zis, dar și eu sunt dintr-o biserică și sunt din Arad. Sunt din Gloria. Dumnezeu a trimis un înger de la Gloria să-i urmărească pe drum, să-i găsească în parcare, pierduți, nici nu știau unde, nu știau să citească semne de circulație. A venit băiatul acesta și am ținut legătura de seara, de pe la 10:30-11, până a doua zi dimineață, mă rog, până noaptea de vineri spre sâmbătă, pe la ora 4 au ajuns în cele din urmă, venind în convoi cu ei. Au făcut și un accident ușor, oboseală. Deci acestea sunt cazuri absolut, vă puteți doar imagina cât de mare e tensiunea la fața locului. Aici au ajuns, au fost ajutați, au primit mâncare caldă, nu dau nume din biserică, dar oameni care s-au implicat absolut senzațional. În felul acesta putem în continuare. Vin exemple care diferă puțin la fața locului față de ce ni se spune inițial, dar
atâta vreme cât suntem pregătiți. Dumnezeu cred că răspunde. Vis-a-vis de donații. Vreau să donațiile în bani și donațiile în alimente. Donațiile în bani merg în continuare prin conturile bisericii și se duc direct pe filieră cu comunitatea de Arad și Uniunea Baptistă Ucrainiană și am primit deja confirmări că ajung exact unde trebuie. Ați văzut și tirul de la Cernăuți, a ajuns acolo, totul este în regulă. De asta vă pun din când în când informații concrete ca să verificați și dumneavoastră că lucrurile se întâmplă așa cum spunem. Vis-a-vis de transportul de persoane, dacă mai sunt și alții care pot să ajute în situații de criză. Ați văzut ieri, am postat anunț, am nevoie să ajung în 2 ore pașaportul la Oradea. În mai puțin de 2 ore, în 30 de secunde cineva m-a sunat, a zis mă duc. În mai puțin de 2 ore a fost pașaportul în Oradea și din cauza aceasta o doamnă în vârstă a putut să plece mai departe. Deci viteza de reacție este vitală în perioada asta. Când am postat anunțul vis-a-vis de selectarea de produse de la Biserica de la Speranța, s-au dus câteva persoane, surori, copleșitoare a fost implicarea lor și oameni care puteau să stea acasă să nu facă nimic sau care erau bolnavi. Dar se poate lucra și așa, adică fiecare cât poate. Mai putem ajuta și donând sânge. Ați auzit în câteva anunțuri televizate că e nevoie de sânge. Cei care sunteți donatori, vă încurajăm să faceți și genul acesta de slujire. Și acestea fiind spuse, nici nu știu, dacă aveți nevoie să comunicați, preferabil pe situațiile acestea legate de Ucraina și transport și cazare și așa, comunicați cu mine. Să aveți îngăduință, dacă nu pot întotdeauna, sunt literalmente pe telefon 24 de ore din 24, uneori am 4 sau 5 telefoane în așteptare în timp ce vorbesc 3 minute. E un aflux de cereri cu care n-am știut duminica trecută ce se va întâmpla. Probabil că va urma o perioadă de acalmie, dar cu siguranță vor veni și cei, cum ați auzit și la televizor, care nu mai au atâtea posibilități materiale, care nu au bani, care vor veni cu autobusele. Cu siguranță va trebui să ne ocupăm și de aceștia. Deocamdată am avut, cum zic, doar tranzit. Când va fi cazul să avem între noi, în casele noastre, și oamenii care rămân, da, e adevărat, majoritatea sunt femei cu copii, sunt și cazuri de boală, avem o familie din biserică care va găzdui într-un apartament în Timișoara, o familie la care mama este cu cancer în fază terminală, n-au ajuns încă pe teritoriul României, dar avem și oameni bolnavi care au nevoie în toate felurile de slujirea noastră. Dar apreciez că Biserica Metanoia pune osul la treabă și că Dumnezeu până la urmă este slăvit, că Dumnezeu este Cel care dă și dorința și înfăptuirea. Și dacă pornim cu gândul, nu vreau să fac, ci ce pot să fac, după aceea îmi pun întrebarea dacă vreau. Dacă pot să fac ceva și nu fac, ce fac atunci? Întrebați-vă nu dacă vreți, ci dacă puteți. Și când, sau să ne întrebăm dacă putem și când putem să facem ceva concret. Rugămintea mea, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să binecuvânteze toate inimile și pe ucrainieni, și pe ruși, și pe frații noștri, și pe cei care nu sunt frații noștri, să schimbe tot ce este de schimbat în inima și în atitudinea noastră și apoi se va vedea în comportament. Atât am avut de spus. Haideți să participăm la închinare, haideți să ne ridicăm în picioare. Nu cred că putem să stăm jos la declarațiile din cântarea aceasta, de aceea v-am invitat să vă ridicați. Spulberat păcatul greu.
Într-o astfel de lume în care totul e trecător, în care astăzi nu este ceea ce este mâine și ieri nu este ceea ce nu a fost ce este astăzi, într-o astfel de lume în care lucrurile trec și le pierdem când nici nu credem că le-am putea pierde, într-o astfel de lume în care suntem așa de trecători, nu merită să ne punem speranța în nimic decât în Hristos. Amin. Yeah.
trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Și grea e înaintarea, mă lupt să biruiesc mereu. Un dor nestins mă cheamă acasă, dacă Iulian v-a lăsat jos, o să vă las și eu și o să vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura la Epistola lui Petru, capitolul 2, și vom citi de la versetul 11 până la 25. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 11. Preubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobos, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor,
fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica. Nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăciste, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Amin. Doamne, ne-am întors la Tine din rătăcirea noastră și Te avem pe Tine ca și păstor. Doamne, dă-ne curajul să Te urmăm. Indiferent ce va veni peste noi, Doamne, ajută-ne să ne uităm țintă la Tine și să fim gata să Te ascultăm, indiferent prin ce vom trece. Te rog să ne vorbești în ziua de astăzi, să ne deschizi mintea și inima și aș vrea să Te înțelegem mai bine, să Te cunoaștem mai bine, pentru că vrem, Doamne, să Te urmăm pe Tine, pentru că vrem, Doamne, să ne petrecem veșnicia împreună cu Tine și de aceea Te rog să Te descoperi și în ziua de astăzi și fă-ți numele de slavă prin cuvântul Tău și în ziua de astăzi. Amin. Aproape că n-ar mai trebui să predic. Ați auzit trei lucruri, trei realități. Lumea de astăzi, sau lumea în general, în lume este vorba despre fapte, nu despre vorbe. Deși vorbele sunt importante și au locul lor, faptele contează. Dar dacă tot m-am pregătit și tot mă gândeam în timp ce stăteam aici, oare de ce în vremuri de astea noi trebuie să studiem supunerea față de autorități? Dar probabil că Dumnezeu în înțelepciunea Lui are un plan mai mare și mai cuprinzător decât știm noi. Mi-am intitulat predica din ziua de astăzi supunerea față de autorități sau cum trebuie să trăiești când așteptările îți sunt înșelate. Și am să plec din versetul 9 din lecția trecută, un verset pivotal din cartea 1 Petru, care spune următoarele. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Suntem un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, a plătit prețul ca să fim ai Lui. Nu mai suntem ai noștri, suntem ai Lui. Dar Dumnezeu ne-a inclus în poporul Lui cu un scop clar, ca să vestiți puterile minunate al Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa. Întrebarea pe care vreau să o lansez și să o discutăm, ce înseamnă să vestim puterile minunate? Cum anume se face lucrul acesta? Dacă v-aș întreba câți dintre voi vă considerați evangheliști, probabil că n-aș vedea multe mâini ridicate. Când aud despre a vesti puterile minunate, mă gândesc la vorbe, da? Să spun despre el, despre puteri, aceste puteri. Dar de multe ori vă povestesc acum din experiența mea, nu mă simțeam pregătit. Cum să-i spun la omul ăsta despre, dacă mă întreabă aia, nu știu să răspund. Și calculând în mintea mea, ajungeam până la sfârșit să nu mai spun nimic. Pentru că nu mă socoteam pregătit suficient să știu totul ca să pot să intru într-o conversație legată de Dumnezeu. Țin minte când eram tânăr, era o presiune pe noi că trebuia să aduci și tu snop. Cântam cântarea, merge voi cu mâna goală înaintea lui Dumnezeu și
era o presiune și mă simțeam un pic frustrat că mă, eu n-am niciun snob, sunt un tip mai rușinos, așa, nu prea mă bag eu în discuții, nu știam pe nimeni care să fi venit la Dumnezeu prin mine și mă simțeam un pic frustrat că, uite, eu nu fac ceea ce Dumnezeu ne cere. Și lucrul acesta s-a accentuat după Revoluție, când au venit frații americani, care erau mult mai pregătiți. Aveau tot felul de instrumente legate de evangelizare. Țineți minte cărticica mică, cele patru legi spirituale. Erau frumos puse și aveai un traseu cum să începi și cum să duci o discuție până la capăt. Sau, dacă țineți minte, broșurica cu imaginea cu o prăpastie și ca să treci de prăpastie ai nevoie de crucea lui Hristos, care ea ajunge ca să poți și numai prin ea poți să ajungi dincolo. Erau tot felul de instrumente care ajutau în a evangeliza oamenii. De asemenea, ne învățau tot felul de tehnici, cum să punem întrebările, în ce ordine, ca să putem ajunge la oameni. Mi-amintesc că am fost la un student fiind la un evanghelion, se cheamă, la mare, să mergem să facem evangelizare la mare. Dați seama, eram student, văzusem mare o singură dată în viața mea, mergi la mare, nu prea îți vine să faci evangelizare. Programul era de genul, dimineața mergeai la închinare, într-o fostă discotecă, ne bucuram că, uite, localul diavolului a ajuns localul creștinilor. După care ne învățau câteva lucruri și trebuia să mergem să facem evangelizare pe plajă. Pentru mine era crunt. Omul veni liniștit să stea la soare și eu mă duceam să-l întreb dacă îl știe pe Domnul Iisus. Am avut noroc că eram morpus șef de grupă și atunci nu m-am trimis oamenii și făceam rapoartele. După masă ne întâlneam cu toții și cântam pe acolo, pe malul mării și mai spuneam și poezii. Eram un grup consistent, vreo 50-60 de oameni. Țin minte că stăteam acolo pitit și mă gândeam, Doamne, să nu mă vadă vreun coleg, eu la mare, după masă, cânt și spun poezii. Mi-era rușine. Și nici nu credeam în stilul ăsta de a face lucrurile. Ba mai mult mă gândesc când am venit înapoi și eram la Biserica Maranata și mă sună Mircea Leucuța că l-o sunat de la biserică, au venit niște frați americani și trebuie să mergem să-i traducem. Am venit și eu nu știam engleză, m-am gândit că Mircea mă cheamă să-l susțin moral pe el, că el știa engleză. Ei, am ajuns acolo, foarte mult frați americani, am fost repartizat, vânjulală, n-am mai apucat să spun, m-am trezit cu un frate, trebuia să mă duc să-l traduc prin oraș, făcând evangelizare. Mi s-a distribuit parcul din spatele Palatului Cultural. Nu știam engleză. Știam așa să salut și să... Dar să vorbesc despre doctrina Duhului Sfânt, nu știam pe engleză. Și ne-am dus, am găsit un prim individ pe bancă, era rupt de beat, fratele american a început să vorbească și eu ziceam ce-mi venea în minte, că nu pricepeam ce spune el. M-am bucurat din toată inima că la sfârșit l-am convins pe omul ăla să dea din cap și fratele american a zis că s-a predat, l-au trecut, am trecut la următorul. Am mai făcut câțiva, am venit acasă și am făcut bilanțul câți oameni au fost evangelizați. Ce vreau să spun? Nu vreau să iau în derâdere tehnicile, nu vreau să iau în derâdere instrumentele. Sunt importante și sunt bune. Dar ceea ce ne spune Petru în ziua de astăzi e că tehnicile, instrumentele de evangelizare nu țin loc la o inimă curată și la o purtare bună. Preoția noastră, a vesti puterile minunate ale Dumnezeu, ține de o viață curată și de o purtare bună. Spuneți-mi, cum să vestim puterile minunate celorlalți dacă ei nu le văd în noi? Dacă eu mă duc să-i prezint un Dumnezeu care are puteri extraordinare, care te pot schimba, poți să devii alt om, dar puterile alea nu se văd în mine, ce o să zic omul ăla? Mă, dacă e așa puternic Dumnezeu, de ce nu a făcut cu tine prima dată lucrurile astea? Dacă ei nu văd în viața mea stăpânire de sine, dacă ei nu văd în viața mea stăpânirea limbii, dacă nu văd în viața mea stăpânirea mâniei, stăpânirea temperamentului meu, nu cred că vom avea cuvânt în fața lor, intrare liberă în fața lor, uși deschise în fața lor.
Am fost și eu la nutriționist în viața mea, probabil mulți de aici am fost. Ce faci prima dată? Sau care este unul dintre primele lucruri pe care le faci când ajungi la un nutriționist? Eu m-am uitat să văd cum arată nutriționistul. Și dacă era un gras, putea să-mi spună orice, că plecam și ziceam mulțumesc frumos. Da? E normal să fie așa. Nu pot să predic altuia ceea ce eu nu fac, că nu mă va asculta. Petru spune, prea iubiților, vă sfătuiesc ca niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Poftele firii pământești pe care le-am moștenit de la părinții noștri vin după noi și în momentul în care ne-am botezat și ne-am hotărât să venim la Hristos. Nu dispar. Și tu trebuie să te lupți cu ele. Petru spune că trebuie să te ferești de ele, nici de cum să-ți permiți să cochetezi cu ele. Ci trebuie să te ferești. Aceasta e o luptă și lupta asta determină schimbare în tine, trebuie înlocuite poftele firii pământești cu poftele Duhului, cu roada Duhului și lucrul acesta trebuie să se vadă. Până la urmă, aici se arată, aici se vede pentru prima dată puterile minunate ale lui Dumnezeu, prin schimbarea din viața mea. În al doilea rând, spune Petru, preoția târnă de o purtare bună. Unde am mai auzit de cuvântul acesta purtare? Elevii, nota de la purtare, da? O singură dată am avut 9 la purtare în ultimul trimestru din clasa 12. Și știu că odată m-am luptat cu directorul de la școală că i-o scăzut la Luca nota la purtare pe nedrept, zic eu, și am luptat cu directorul acela, dar n-am reușit să fac prea multe. Nota la purtare conta. Dacă vreți în ziua de astăzi să vă înscrieți la Academia de Poliție, dacă n-ați avut în timpul școlii nota la purtare peste 9, nu puteți să vă înscrieți ca și candidați la Academia de Poliție. Până și o instituție laică consideră că nu-i de ajuns să știi legile, să te învețe legile, să te învețe cum să le aplici, să te învețe cum să supraveghezi oamenii și să-i ajuți și să-i înveți să devină disciplinați și să respecte legea. Nu-i de ajuns să știi lucrurile astea. Contează și ce persoană ești. E important pentru ei ce persoană ești. Nu poți să fii propovăduitorul respectării legilor dacă tu ai fost un borfaș toată viața. Așa consideră Academia de Poliție din România. Oare dacă ei consideră așa în economia lui Dumnezeu să fie altfel? Uitați ce spune Petru. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua încercării. După cum vedeți, o purtare bună nu atrage o vorbire bună despre tine, da? Poți să te porți bine și ceilalți să te vorbească de rău. Nu-i ceva neobișnuit. Dar, uitați-vă la final, dacă oamenii, da, neamurile, prin faptele noastre bune îl slăvesc pe Dumnezeu în ziua cercetării, atunci mi-am îndeplinit menirea ca și evanghelist. Înseamnă că nu trăiesc degeaba. Și am scăpat de frustrarea că eu n-am niciun snop și că nu știu să vorbesc bine și că nu știu tot cât ar trebui să știu ca să pot să îl vestesc pe Domnul celorlalți. O purtare a mea bună va determina schimbarea celorlalți în ziua cercetării. Ca urmare, câți vă considerați evangheliști? Toți ar trebui să fim evangheliști. Ce înseamnă însă o purtare bună? Petru dezvoltă mai departe conceptul și ne spune versetul următor. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca al stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Da? Deci rolul stăpânirilor e un rol dublu, să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Dar, Petre, la noi în țară nu e așa. Noi nu, autoritățile nu fac lucrurile astea. Nu se aplică la noi lucrurile astea. Domnul mi-a dat multe ilustrații în săptămâna asta pentru această predică.
Marți sau miercuri primesc un plic de la DSP Arad, un plic 4 col ministeriale, prin care sunt anunțat că sunt amendat pentru că săptămâna trecută am fost în Ungaria cu un prieten până la spital, am stat 2 ore, am venit înapoi, la intrare în țară, Vameșul, bineînțeles, ne-a verificat documentele, ne-a verificat certificatul verde și am intrat. N-am completat însă declarația de intrare în țară. Și bineînțeles că nici nu ne-a spus Vameșul că trebuie să completeze așa ceva. Nu mi-a spus, dar în schimb când am intrat, automat trimite către DSP-uri lista cu persoanele care au intrat în țară și n-au completat. Ca urmare, în următoarea zi, DSP-ul completează amenda și mi-o trimite acasă. Mă mâni un pic, mă revolt un pic, dar până la urmă mă gândesc, mă, n-am respectat legea, e normal să fac asta. Dar imediat îmi vine în minte, Ana, fiică mea, a avut acum o lună COVID. Și-au așteptat după DSP Arad o lună de zile să primească decizia de izolare, ca să primească certificatul, concediu medical. Cu telefoane la Mirela, Mirela telefon la asistentă, asistentă la telefon la DSP, nu răspunde nimeni, sunt foarte ocupați, normal, au foarte mult de lucru, au trecut printr-o perioadă dificilă cu enorm de mult lucru, foarte multe lucruri de făcut, dar măcar domnul mi-a răspuns la întrebare, știu acum cu ce se ocupă oamenii ăștia de s-așa ocupați. Completează amenzi. Concediu medical poate să mai aștepte. Nu poți să nu te revolți. Și îți vine să spui, domnule, nu vreau să mă supun autorităților. Ei mă fură pe mine, îi fur și eu pe ei. Cui îi place supunerea? Nimănui. Din păcate, toți avem șefi. Și textul ne spune, fiți supuși oricărei stăpâniri omenesc. Textul nu ne spune despre cum sunt șefii, că ar trebui să fie așa sau așa, ci ne spune doar să fim supuși oricărei stăpâniri pentru Domnul. Atât împăratului, și știți cine era împărat pe vremea când Petru scrie epistola? Era Nero. Un împărat crunt, care a dat foc Romei și după aia a învinuit pe creștini și creștinii au fost persecutați și omorâți într-un chip jalnic pe vremea respectivă. Și Petru spune, fiți respectați pe împăratul. Petru însuși o să moară crucificat în ultimii ani de domnia lui Nero. Dar ca să credem lucrurile astea, l-am adăugat și pe Pavel, că poate spunem că numai Petru crede lucrurile astea. Uitați ce spune Pavel în epistola către romani. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se potrivesc își vor lua osânda. Voia lui Dumnezeu, continuă Petru, este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Și, Doamne, mulți sunt din ăștia. Mă uit, uitați-vă numai, citeam despre negocierile de pace între Ucraina și Rusia. Șeful delegației rusești este un fost ministru al culturii. M-am întrebat ce caută un ministru al culturii, mediator pe chestii militare, politice. Nu știu, poate o fi bun, dar dacă o fi bun aici, atunci nu știu dacă ce căuta la cultură. Vedem peste tot și mai ales în societatea noastră oameni puși în diferite funcții, deși n-au nimica pregătire în domeniul respectiv. Dar i-au pus partidul acolo. Și tu ești sub el, trebuie să obții autorizație de la el. E foarte greu. Dar ce îmi spune textul? Indiferent cum e autoritatea, nu mă pot scuza de cum arată această autoritate. Pentru că purtarea bună în concepția lui Petru înseamnă respect și supunere față de autoritate. Nu cred că suntem chemați la a da cu pumnul, nu cred că suntem chemați la a sparge geamuri, la a face revoltă sau revoluție. Îmi veți spune, dar doar așa te faci auzit în ziua de astăzi. Și eu când am fost la revoluție, eram la Arad și am văzut în blocul de
din diagonală de Piața Mică, era o mitralieră la uscătorie sus pe bloc și se vedea cum trage. Ne-am dus la pompieri, că am auzit că se dau arme și am cerut arme să venim, să intrăm peste respectivul terorist sau ce-o fi fost. Aveam 19 ani, curaj mult, minte puține, probabil că m-aș fi dus. N-am primit arme și de-aia sunt în viață. Dar nu cred că rolul nostru e să fim capii revoluției. Autoritatea ultimă însă rămâne Dumnezeu. Dar până la Dumnezeu sunt tot felul de autorități intermediare, da? Iar noi, față de aceste autorități, fiecare în locul în care suntem puși, trebuie să fim supuși. Bărbatul trebuie să fie supus lui Hristos. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Copiii trebuie să fie supuși părinților. Și noi cu toții supuși împăraților, dregătorilor, etc. Îmi vei spune, Petru, nu știu dacă o știu exact, dar sfatul ăsta se potrivește într-o societate perfectă, nu și în societatea noastră. Textul însă spune, fiți supuși autorității pentru Domnul, pentru că voi sunteți robi al lui Dumnezeu. Ce vrea să ne comunice Petru? Petru vrea să facă o schimbare radicală de perspectivă în gândirea noastră. Noi ne trăim viața pe orizontală. Mă uit la partenerul meu, mă uit la șeful meu, mă uit la stăpânitorii mei și nu-mi convine de ei. Că nu-s așa cum cred eu că ar trebui să fie. Și încep să mă bat cu ei, încep să mă mânii pe ei, încep să-i judec. Nu-mi convine. Știți ce face Satana? Satana ne ține cu capul pe orizontală. Să ne uităm în jos, la țărână. Petru vrea să ne ridice capul spre Dumnezeu. Să ne schimbe total, radical perspectiva. În relația cu autoritatea, cu cel de lângă mine, eu trebuie să nu uit că autoritatea ultimă e Hristos, Dumnezeu, și pe El trebuie să-L slujesc. Cheia este în a respecta autoritatea, să nu uiți al cui ești și pe cine slujești. Dacă ești robul sistemului, nu ai decât să te bați cu sistemul. Dacă ești robul lui Dumnezeu însă, trebuie să asculți de El. Și ca să asculți de El, trebuie să pricepi ce spune El. Și El s-a lăsat revelat aici. Deci trebuie să citești. Trebuie să citești și nu citești Biblia ca să îmi iau o aplicație practică pentru ziua de astăzi, ci citesc Biblia ca să-L înțeleg pe Dumnezeu, să-I pricep căile și ca să-L urmez, eu fiind robul, iar El stăpânul. Dar oare ce să însemne să fiu supus pentru Domnul? Doamne, Tu nu știi cum se fac afacerile în ziua de astăzi. Tu nu știi câte tone de documente ai nevoie să obții o beată autorizație de funcționare. Nu știi câte tone de documente ai nevoie ca să obții un aviz ISU. Nu cred că știi exact ce se întâmplă în zona noastră. Și Petru ne lasă în față un exemplu viu. Și uitați ce spune Petru. Și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. N-a făcut păcat în gura Lui, nu s-a găsit ficleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Ce a făcut Hristos? S-a supus dreptului judecător. Nu trebuie să fii robul nimănui. În primul rând, ești robul lui Dumnezeu și slujești pe dreptul judecător. Dacă vă uitați în Petru când vorbește despre mântuire, în mijlocul mântuirii, ținta cercetării profeților încă din vechime, îi Hristos, patimile Lui, urmate mai apoi de slava Lui. Dar în ordinea asta, la slavă ajungi prin patim. Și Petru ne lasă pe Hristos ca și exemplu. El nu ne cere lucruri pe care El nu le-a făcut, pe care nu le-a înțeles. Textul din Evrei ne spune că avem un mare preot care prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit.
poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ne înțelege prin ce trecem. Dumnezeu, dar după cum Hristos a supus dreptului judecător, tot așa, zice, trebuie să ne supunem și noi celorlalți. Tot astfel, prea iubiților, supuneți-vă autorităților, tot astfel slugilor, supuneți-vă stăpânilor, tot astfel nevestelor, tot astfel bărbaților, după modelul pe care Hristos ne-l-a lăsat. Sau, poate știți alt model mai bun și atunci vă asumați să vă alegeți alt model. Dar dacă vrem să fim preoți, să vestim puterile minunate ale lui Dumnezeu, dacă ne pasă cu adevărat de cei de lângă noi, trebuie să acceptăm și să abordăm strategia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a câștigat să fim ai Lui supunându-se dreptului judecător. Putea să facă, avea toată puterea, orice alt plan. El a ales să se supună. Noi am fost câștigați prin supunere, nu prin forță, nu prin impunere, nu prin gloanțe și nu prin bombe sau avioane, ci prin supunere am fost câștigați. Ăsta e exemplul care ne lasă și zice, tot așa trebuie să facem și noi. Trăirea noastră în lume trebuie să fie motivată în primul rând de relația cu Dumnezeu. El ne definește dragostea față de ceilalți. Spunea cineva, fără rigoarea iubirii de Dumnezeu, dragostea față de oameni se pervertește. Ce înseamnă lucrul acesta? Spuneți-mi, cum ar trebui să-mi iubesc oamenii de lângă mine? Cum să-mi iubesc soția? Cum să-mi iubesc copiii? Cum să-mi iubesc șefii? Cum să-mi iubesc autoritățile? Îl întreb pe Dumnezeu. El îmi spune cum. El e stăpânul. Ne spune Scriptura, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Spuneți-mi, cum a iubit Hristos biserica? A venit la biserică și a întrebat-o, dragă biserică, cum ai vrea să te iubesc? Nu a făcut așa. S-a dus la Dumnezeu și a întrebat și Dumnezeu i-a spus, în modul ăsta trebuie iubită biserica. Te dai pe tine pentru ea. El îmi spune cum. Prin urmare, iubirea de Dumnezeu trebuie să fie deasupra iubirii de oameni. Și ea trebuie să fie în permanență, cadrul în care iubirea de semeni se definește. Dumnezeu îmi spune cum să-L iubesc pe celălalt, nu eu. Și Petru ne spune în primul capitol, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, pentru că judecata va fi fără părtinire, judecata va fi aspră. Și mai aduce un argument, pentru că ați fost cumpărați, plătiți cu un preț imens. Nu vă bateți joc de prețul cu care ați fost cumpărați. De aceea e foarte important să rămân în cuvânt, ca să-L înțeleg pe Dumnezeu. Dacă îl pricep pe Dumnezeu, o să știu și cum trebuie să mă raportez la oameni. Domnul Iisus ne spune în Evanghelia după Ioan, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Petru, în aceeași coordonate, spune, purtați-vă ca niște oameni slobozi, continuă textul, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu. Ne câștigăm pe deplin libertatea atunci când devenim robii lui Dumnezeu. Când am înțeles lucrul acestea, starea politică, starea socială, starea economică, civilă, nu mă va împiedica să-mi slujesc stăpânul. N-avem motive ca să-L slujim pe Dumnezeu așa cum trebuie. Cinstiți pe toți oamenii, continuă textul, iubiți pe frați și dați cinste împăratului pentru Domnul. Și atunci veți avea libertatea de a le face cu bucurie toate aceste lucruri. Din nou vă pun și confirmarea lui Pavel. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl. Am trecut și nu vreau numai puțin să mă refer la lucrul ăsta, câteva excepții de supunere. Ideea generală, ideea centrală vis-a-vis de autorități în Petru e că trebuie să fim supuși. Dar bineînțeles că există excepții de supunere. Când nu trebuie să mă supun autorităților? O să vă dau doar câteva exemple.
să ating doar tangențial problema. Nu cred că trebuie să fiu părtaș la rău împreună cu autoritățile. Dacă autoritățile îmi cer să ucid oameni, nu cred că ar trebui să fac lucrul ăsta. Mă gândeam cum ar trebui un soldat rus în ziua de astăzi să se supună autorității. Nu știu exact. Dar nu cred că ar trebui să meargă să împuște frații ucraineni. Poate că dacă ar refuza lucrul acesta, l-ar costa libertatea, poate chiar viața. Dar nu cred că ar trebui să asculte de autoritate în momentele astea. Am discutat săptămâna trecută despre Dietrich Bonhoeffer, un păstor protestant care s-a împotrivit lui Hitler. El zice că nu poți să stai nepăsător când răul îl vezi în jurul tău și tu nu trebuie să-l semnalezi. Trebuie să fii supus autorităților. Dar asta nu înseamnă să nu iei atitudine. În mod frumos, să spui care e adevărul, să spui crezul tău. Am citit acum în presă, nu știu dacă e adevărat sau fals, că în ziua de astăzi nu mai știi ce e adevărat și fals, că 40 de păstori din Rusia, baptiști și pentecostali, au trimis o scrisoare deschisă lui Putin, rugându-l să înceteze războiul. E o luare de atitudine. Nu se revoltă, nu dau cu pumnul, dar spun cei lucrurile adevărate. Acum e foarte greu să stabilești granița până unde dintre supunere și nesupunere, dar doar vreau să amintesc că există și excepții de nesupunere. Dar ideea de bază trebuie să fie supunerea de dragul lui Dumnezeu. Textul continuă. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Oare câți dintre dumneavoastră aveți șefi extraordinari? Pita lui Dumnezeu. Abia aștept să pleci de acasă să te întâlnești cu el. Fiți supuse ci și celor greu de mulțumit, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcutul lui Dumnezeu. Interesant. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Este un lucru plăcut dacă cineva ține la cugetul lui curat înaintea lui Dumnezeu atât de mult încât este gata să accepte chiar și suferința. Dar oare Dumnezeu găsește plăcerea în faptul că ne vede suferind pe nedrept? De ce îți găsește Dumnezeu plăcerea în a ne vedea suferind pe nedrept când El este atotputernic? Ar putea pune capăt cu atâta ușurință suferinței și nedreptății care ni se face. Oare de ce n-a făcut așa? Și textul spune, la aceasta ați fost chemați și voi, fiindcă și Hristos a suferit. V-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. N-a făcut păcat, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocuri, ci se supunea dreptului judecător. A purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Afirmațiile cheie din lucrurile cele mai importante din acest text, părerea mea, sunt două. 1. Hristos se supunea dreptului judecător. Și 2. Prin rănile lui am fost vindecați. Nu altfel. Dacă ar fi fost o altă cale, Dumnezeu ar fi făcut altfel, cu siguranță. Dar a ne supune dreptului judecător înseamnă a recunoaște că în atot înțelepciunea lui, Dumnezeu a alcătuit cel mai bun plan posibil și a accepta cu bucurie să facem și noi parte din el. Și repet, a ne supune dreptului judecător înseamnă a recunoaște că în atot înțelepciunea lui, Dumnezeu a făcut cel mai bun plan posibil și a accepta pe de altă parte acest plan și să vrem cu bucurie să facem și noi parte din el. Tăcerea lui Dumnezeu nu este să ne vadă suferind, ci să ne vadă atât de hotărâți pentru el, încât să acceptăm cu bucurie chiar și suferința, pentru a îndeplini în viețile noastre planul său. Și planul său are în vedere oamenii. Dacă îmi pasă de nevasta mea, dacă îmi pasă de copiii mei,
dacă îmi pasă de șeful meu sau dacă îmi pasă de autoritățile mele, trebuie să mă comport așa cum îmi cere Dumnezeu, dacă vreau ca ele să fie schimbate. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, ce am descoperit un lucru extraordinar pentru mine în ultimul an, planul său are în vedere oamenii când mă comport așa, dar în primul rând m-are pe mine în vedere. Ce mă învață pe mine oare suferința? Sau care e rolul suferinței? Experiențial am învățat lucrurile astea în ultimul an și vă dau un text care m-a ajutat să înțeleg bine lucrurile. Evrei capitolul 5 zice despre Domnul Iisus: El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Dumnezeu însuși, fiul său, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Mai apoi a fost făcut desăvârșit. În suferință înveți să asculți. În suferință învăț să ascult. Dar dacă nu știu cine sunt și cui slujesc, în suferință îi vai de mine. Renunț. Dacă mă uit la partenerul meu, la soția mea, e imperfectă. Nu e așa cum aș vrea eu să fiu. Dacă mă uit la copiii mei, nu sunt așa cum eu aș vrea. Dacă mă uit la șeful meu, nu e așa cum aș vrea să fiu. Dacă mă uit la autoritățile mele, nu sunt așa cum vreau eu să fiu. Probabil că și ei, dacă se uite la mine, au aceeași perspectivă. Dar și atunci îmi vine să renunț foarte ușor. Dom'le, dacă nu ui, ce rost are să mă chinui? Și renunț. Dar dacă mă uit la Dumnezeu și vreau să-L ascult, rămân în jug, în pofida suferinței. Și rezultatul, îi văd minunea întâmplându-se în mine, în inima mea. Învăț să ascult. Sunt al Domnului și îl slujesc pe El. Asta ne spune Petru ca și încheiere în capitolul 2, ultimele versete de care ne-am ocupat. Preoția atârnă de o viață curată. Nu putem să le vestim puterile minunate ale lui Dumnezeu altora dacă nu se văd în mine. Și înseamnă o purtare bună. Purtarea bună înseamnă respectul și supunerea față de autoritate. Cheia ca să poți să te supui unei autorități strâmbe îi să nu uiți al cui ești și pe cine slujești. Tu de fapt te supui lui Dumnezeu și pe El îl slujești. Ești robul Lui. Și din cheiere, să mărturisim cu toți că sunt al Domnului și îl slujesc pe El. Așa trebuie să plecăm de aici și așa trebuie să plecăm în fiecare dimineață la lucru. Indiferent cum ni șeful, indiferent cum s-o comporta nevasta cu noi, indiferent care a fost reacția copiilor față de noi, sunt al Domnului și îl slujesc pe El. Și față de toate aceste categorii trebuie să mă comport cum îmi zice Domnul. Și am să închei lăsându-vă o provocare pe care Dia deja a dezvoltat-o. E situația asta dificilă cu Ucraina și e o provocare pe care mi-am făcut-o mie. Am vorbit cu Mirela și vreau să vă las și dumneavoastră. Fiecare dintre noi cred că avem mai multă mâncare decât ne trebuie. Fiecare dintre noi cred că avem mai multe haine decât avem nevoie. Fiecare dintre noi, sau majoritatea dintre noi, avem mai mult spațiu de locuit decât avem nevoie. Și sunt oamenii ăștia care, așa cum spunea cântecul, cred că ăsta e imnul celor din Ucraina, sunt un pribeag fără de țară, rătăcitor prin drum pustiu. Și dacă preoția noastră atârnă de fapte bune, așa cum am zis, vă citesc doar o pildă după care voi încheia. Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți îngerii, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. E vorba despre judecata finală. El îi va despărți pe unii de alte, cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui:
Veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci și neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, dar când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, dar când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Și pentru că astăzi este despre supunere, despre suferință, nu putem decât să ne aducem și noi aminte de exemplu suprem de supunere al Domnului Iisus. Și exemplu suprem e cel de care noi ne aducem aminte în fiecare prima duminică din an. Supunerea față de planul lui Dumnezeu prin moarte. Vă citesc un pasaj care ne aduce aminte de pregătirea Domnului pentru supunerea supremă, pentru jertfa supremă. Apoi ne rugăm împreună, așa cum o facem de obicei, pentru pâinea și vinul, care sunt trupul și sângele Domnului. Și rog pe Sorin Muntean și pe Cristina Dumulesc. Da? O să ne rugăm. După care, așa cum obișnim în ultima vreme, venim fiecare, luăm pâinea și vinul și așteptăm ca împreună să ne împărtășim. Matei 26, de la versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea din nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Și când vom fi și noi împreună cu El. Haideți să ne ridicăm. Ne plecăm înaintea lui Dumnezeu împreună în rugăciune, după care ne apropiem de masa lui. Doamne, ne plecăm în dimineața aceasta înaintea ta și încă o dată, Doamne, suntem copleșiți de bunătatea ta, de dragostea ta, de credincioșia ta, de slujirea ta, de suferința ta, de toate lucrurile pe care le-ai făcut pentru noi. Mulțumim, Doamne, că ai venit să mori pentru noi, să iei păcatul nostru. Știm, Doamne, că nu aveam rezolvare la el. Și de aceea, Doamne, încă o dată în dimineața aceasta, mulțumim pentru sângele pe care l-ai vărsat pentru noi. Ne aducem încă o dată aminte de lucrul acesta și vrem încă o dată, Doamne, să lăudăm numele Tău cel Sfânt pentru că ne-ai salvat din această lume păcătoasă. În același timp ne-ai lăsat, Doamne, aici ca să spunem și celorlalți din jurul nostru adevărul acesta și să spunem tuturor lucrarea măreață pe care Tu ai făcut-o. Te lăudăm în dimineața aceasta și, Doamne, vrem să trăim pentru Tine în fiecare zi. Amin. Doamne, Tată,
Te slăvim în ziua de astăzi pentru că e încă o duminică în care putem să ne apropiem de masa Ta, Doamne, să ne amintim și să comemorăm ceea ce Ai făcut pentru noi, Doamne. Îți mulțumim pentru jertfa Ta, Doamne, de la cruce. Îți mulțumim că ne-ai răscumpărat, Doamne, și aș vrea, Doamne, să ne cercetăm viețile în ziua de astăzi, Doamne, și să ne punem într-o stare de după voia Ta, să ne punem în rânduială viața, Doamne, dacă nu este după voia Ta. Doamne, dă-ne minte și înțelepciune. Sunt vremuri tulburi, vremuri de pe urmă, Doamne. Aș vrea să ne purtăm ca niște cetățeni ai cerului, Doamne, care Te așteaptă pe Tine, Doamne. Te așteptăm, Doamne, să vii și fii cu noi în zilele astea, în vremurile astea. Ajută-ne să ne ducem mărturia, ajută-ne să fim oameni care să știm cum să slujim. Dă-ne înțelepciune, Doamne, și curățește-ne viața după voia Ta. Amin. Amin. Puteți să ocupați locurile.
Domnul le-a spus ucenicilor, luați, mâncați, acesta este trupul meu, să facem și noi lucrul acesta în numele Lui. Păi ne spune Domnul, ne spune cuvântul că a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, așa cum am făcut-o și noi, le-a dat și le-a spus, beți toți din el, să facem și noi lucrul acesta acum.
Domnul a dat poporului Israel 10 porunci. Le-a vorbit prin profeți mai apoi și unul dintre profeți a spus că ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Lucruri simple. Mai departe, Iacov, împreună cu prezbiterii în Noul Testament, au mai înaintat 4 lucruri care să le țină oamenii care se întorc la Dumnezeu. Lucruri simple. Dumnezeu vorbește într-un mod simplu, dar omul de multe ori le complică. În această zi aș vrea să cântăm ca pe o rugăciune, o dorință de a fi un simplu om. Nu doresc decât să fiu un simplu om și să fiu plăcut înaintea ta. Dacă cei din jur m-a părăsit, plin
smeriți și de Dumnezeu iubiți. Mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți. Amin. 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 Dumnezeu să fie slăvit pentru bucuriile și încântarea care am avut-o în dimineața asta, să fim în prezența Lui și unii în prezența altora. Faptul că trebuie să veniți în față mi-a dat o ocazie să văd că sunt fețe care nu le văd, nu sunt din Metanoia. Le-am văzut unii mai rar în vizită pe la noi și pentru că de mult nu am mai primit bine pe cei care ne vizitează, aș vrea să-i rog să se ridice în picioare și să-i primim bine. Chiar dacă e la sfârșit, să arătăm că de la început îi iubim și... Haideți, vă rog! Mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Fiți binecuvântați! Fiți binecuvântați de Dumnezeu! Dumnezeul cerurilor și al pământului să fie cu voi oriunde ați merge. Amin! Vă rog să mai îngăduiți cu multă atenție să fiți, pentru că urmează ca niciodată multe lucruri importante care trebuie să vi le spun la sfârșit și țin de viața noastră ca și biserică. Știu că astăzi am avut foarte multe, dar Domnul are milă de fiecare dintre noi. Primul lucru, cu mare atenție, vă rog. Sâmbătă o să avem adunare generală. Ne-am dorit ca, așa cum de fiecare dată, în istoria noastră, am ținut-o de prima dată, avem nevoie de minim prezență în jur de 150 de membri. Sâmbătă de la ora 17, la Biserica Betel, din Grădiște, după care ne propunem să încheiem chestiunile administrative la ora 19, și să încununăm aceasta, să ne bucurăm că Dumnezeu a făcut lucruri mari între noi în anul care a trecut. Să ne bucurăm la o mică agapă, deci mică, nu mare. Apoi, al doilea lucru foarte important. Dacă doriți să vă uitați pe ceea ce propunem noi ca buget, pe chestiunile care țin de finanțele, unde îndreptăm finanțele bisericii, vă rog să luați în săptămâna asta, să luați legătură fie cu Ioji, fie să veniți aici la biserică, Marius o să-l aibă și putem să-l consultăm, ca să fim informați și acolo să cheltuim mai puțin timp cu lucruri de care nu știm, dacă nu știm anumite lucruri. Ar fi foarte bine să-l consultăm. După aceea, duminica viitoare, ne vom întâlni aici la ora 10 și vom avea alte mărturii despre oameni din partea celor care îs parte din proiectele care le-am pus pe lista aceea. Deci duminica viitoare o să ne focalizăm pe mărturii, o să vedem, să încercăm să înțelegem mai bine ce nevoi sunt, cum e viața celor care slujesc direct acolo, în teren, am zice noi. De fiecare dată când veniți la biserică, e bine să vă uitați și pe ecranul care este pe hol. Totdeauna punem acolo anunțurile și chiar dacă stați de vorbă, probabil că încă o dată vă folosește să vedeți ce am vrea să anunțăm biserica. Țineți minte că duminica trecută v-am spus că avem 3 familii care ne-am dorit să-i primim membrii, nu-i mai ridică astăzi, toți sunt disciplinați și vin la biserică și astăzi sunt toți, mi se pare că i-am văzut pe toți. Uitați-vă acolo și astăzi e ultima zi în care dacă aveți ceva să ne spuneți despre ei, puteți să ne spuneți, nu astăzi, în următoarele zile, dar astăzi e ultima zi în care ei vor fi afișați. În următoarea perioadă ei vor fi deja membri la noi dacă toți convenim, adică nu avem lucruri care să împiedice această afiliere la biserica noastră. Jos, la pultul de jos, găsiți formularul 230. E o chestiune simplă. Dacă îl completați, o parte din ceea ce statul ia ca și impozit se direcționează în speță, dacă îl completați aici, spre Biserica Metanoia. Cred că trebuie să beneficiem, supunându-ne, cum ne-a zis Cristi, nu luăm ce nu ne permite statul, dar supunându-ne legilor statului să beneficiem și de aceste fonduri pentru biserică. De asemenea,
la conferința pentru familii, care nu mai e mult până când are loc, la sfârșitul lunii martie. Ioana Igna este aici, vă puteți înscrie. Informații de la Ioana Igna. Și acum sper că Andy, am uitat să vorbesc cu el, dacă Andy ai pozele de vineri, te rog, acum e momentul să le pui, să le vedem. Între timp eu vă spun numele familiilor, vă aduc aminte, Lupulovici, Bândea și Roscu sunt familiile cele care le-am, data trecută le-ați văzut în față, le vedeți pe ecran, îi vedeți, cu unii sunteți foarte familiali, ca îi vedeți des după figură, fără mască, poate îi recunoașteți mai ușor pe poza de la... Poate că Andy nu-i pregătit, dar vă spun eu că duminică, vineri, a fost o mare întâlnire a copiilor aici. Învățătorii au făcut o treabă bună. Copiii, din poze, mi-am dat seama că s-au simțit bine. Ce ziceți cei care sunteți în sală și ați fost vineri? Cum a fost? Bine? Da? Da? Ok. Ok. Pozele o să le vedeți atunci pe grupul de WhatsApp al bisericii. O să le punem în următoarea perioadă scurtă, azi sau mâine. Mai vreau să vă spun încă un lucru important. E că dacă doriți să duceți alimente sau detergent sau cei pe lista aceea care Dia a pus-o pe grupul bisericii, se pot aduce pentru Ucraina în fiecare zi între 5:30 și 8:30 seara la Biserica Speranța. Dar rugămintea este, mai bine luați un box, o cutie, puneți-le în cutie, vă rugăm, îs mai ușor de manevrat, nu-mi place. Și sugestia este, mai bine luați un singur produs, o cutie, decât să luați o plasă cu produse diferite și încărcăm pe cei care trebuie să le sorteze, le dăm mai mult de lucru. Așa mai bine, luați o cutie de făină, luați sau un box de făină, o cutie de ulei. Medicamentele sunt, mai ales cele de bază, sunt foarte necesare și să ne gândim să ajutăm. Lucrurile acestea sigur vor ajunge în Ucraina, acolo unde este penurie. Și frații noștri vor ști ce să facă cu ele. Nu uitați, mai bine luați la cutie și duceți acolo decât foarte multe lucruri. Și cum zicea Cristi, cred că fiecare dintre noi putem face un pic mai mult decât am făcut până acum. Vă mulțumesc tuturor și pentru răbdare. Ne-am bucurat să fim aici, să ne aducem aminte de jertfa Domnului. Aș vrea să ne ridicăm. Și rog pe Luci Dinu, care știu că e disciplinat, să vină aici la microfon și să fie foarte atent la mine. Mai sunt câteva lucruri care să le aducem în rugăciune. Timpul s-a condensat prea mult și n-am mai putut acorda așa de mult timp tuturor motivelor de rugăciune. Da, fratele Dani plecat la cursuri, un pic nu era foarte liniștit că e departe de familie, un pic nu era liniștit aseară când am vorbit, pentru că mai are de muncă până când se termină, să ne rugăm pentru el, să-l aducă Domnul cu bine acasă. După aceea, să ne rugăm pentru cei bolnavi, chiar dacă nu-i pomenim pe toți pe nume, Beni Gabrian mi-a trimis că într-o stare... Mi-a trimis un mesaj, nici n-am apucat să-l citesc, tot eram timpul serviciului, să-l aibă milă de sănătatea lui și Domnul și nu numai lui, și să ne rugăm și pentru oamenii din Ucraina care suferă și a zice și pentru cei din poporul rus care suferă. Te rog, Luci, adună-le tu și ca într-o rugăciune de încheiere la care noi ne unim împreună. Tatăl nostru, te laudăm pentru dimineața asta, Doamne, îți mulțumim pentru ocazia de a fi împreună în prezența Ta și, Doamne, ca și comunitate, îl aducem pe fratele Dani înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm ca mâna Ta cea bună să fie peste el. Amin. Te rugăm, Doamne, să-i dai și protecție fizică și spirituală, să-l aduci cu bine acasă și Te rugăm, Doamne, ca Tu să-i umpli inima, Doamne, de inspirația Duhului Sfânt și de viziune pentru comunitatea asta, să îi dai putere și bucurie de slujire, Doamne. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să fim una în Tine, după voia Ta. Doamne, ne gândim la cei care nu se bucură ca și noi să fie prezenți aici acum din cauza suferințelor trupești. Doamne,
Te rog, apropie-te de fiecare frate și soră care e în suferință, Doamne. Te rog, alină Tu dureri și suferințe și anxietate și orice slăbiciune, Doamne. Și Te rog, întărește credința fraților care sunt în suferință, Doamne. Te rog, dă-le pace, dă-le putere, Doamne. Dă-le prezența Ta. Îndură-Te de fiecare dintre ei, Doamne. Și, Doamne, mai aducem înaintea Ta și această tristă lucrare a răului, Doamne, care se desfășoară peste partea asta de lume. Doamne, îndură-Te Tu de cei din Ucraina, Doamne. Doamne, dă-le speranță, Doamne, dă-le putere și curaj. Te rugăm, Doamne, să lupți Tu împotriva forțelor răului și întunericului, Doamne, care vrea să facă ravagii, Doamne, și aducem înaintea Ta, pentru că Tu ai toată puterea, Doamne, și inima împăraților în mâna Ta, Doamne. Te rog, lucrează Tu și oprește, Doamne, pune stavila răului. Îndură-Te, Doamne, de cei care sunt speriați, de cei care sunt vulnerabili, Doamne, și din Ucraina și de cei din Rusia, în special cei care au fost arestați în Rusia, Doamne, și care au pun rezistență. Doamne, lucrează Tu și dă înțelepciune tuturor și ne rugăm și pentru frații noștri din Moldova, care probabil că și ei sunt speriați, Doamne. Dă înțelepciune, Doamne, conducătorilor acestei lumi, ca să știe să reacționeze cât mai cu înțelepciune și cu eficiență. Și, Doamne, în Tine ne încredem și în mâna Ta încredințăm situația lumii noastre, Doamne. Îți mulțumim că Tu cunoști fiecare situație și toate lucrurile astea nu-ți scapă din control. Și de aceea, Doamne, stăm în pace și în liniște și așteptăm intervenția și lucrarea Ta. Amin. Amin. Încheiem închinarea noastră prin ceea ce Dumnezeu a pus în buzunare și în portofelele noastre. În cutie se pot pune dărnicia noastră. Amin. Fiți o binecuvântare!